I want to talk about a cosmic discovery that we've been dealing with this summer. There's a lot of talk about aliens, congressional hearings here and in Mexico, where they are or who has them. So that's not useful to scientists, okay? If you have a discovery, you want to share it. When we went to the moon, we brought back moon rocks, we shared that with the world. V-ați întrebat vreodată cum a luat naștere universul nostru? Cele mai recente descoperiri ale telescopului James Webb au dat peste cap tot ceea ce credeam că știm despre universul timpuriu. De la misterioasele galaxii masive până la găurile negre antice care influențează călătoria noastră cosmică, secretele dezvăluite sunt uimitoare. Fiți alături de noi în timp ce pătrundem în lumea perplexă a astronomiei, contestăm teoriile contravenționale și explorăm misterele captivante ale cosmosului. Pregătiți-vă pentru o călătorie cosmică ce vă va redefini înțelegerea universului. Noile imagini ale telescopului Webb creează din nou agitație în domeniul astronomiei. Telescopul James Webb a perseverat printr-o serie de întârzieri înainte de a ajunge în cele din urmă în spațiu, însă rezultatele sale au demonstrat că merita așteptarea. Telescopul Webb a dezvăluit recent noi imagini științifice, iar observatorii de stele sunt uimiți de informațiile culese din aceste imagini. Aceștia au descoperit că în fazele inițiale ale universului nostru s-au petrecut evenimente neprevăzute. Această revelație recentă indică faptul că fizica noastră este inadecvată pentru a elucida universul timpuriu, deoarece fenomenele din universul timpuriu scapă înțelegerii teoriei noastre dominante. În imaginile recente, astronomii au contestat că o galaxie colosală care depășește în dimensiuni calea noastră lactee și o galaxie aparent prea mică pentru a exista, coexistă în același loc în universul timpuriu. Iar această dezvăluire a generat un entuziasm în domeniul astronomiei cum nu s-a mai întâmplat până acum. Să analizăm cu atenție de ce aceste imagini au aprins discuțiile în rândul astronomilor. Suntem în derivă în imensitatea spațiului, străduindu-ne să navigăm în existența noastră de zi cu zi. Cu toate acestea, ocazional, când privim în sus, spre cerul nocturn, distingem entități care ne par familiare. Ne punem întrebarea ce sunt și de unde au apărut. Odată cu avansarea științei și tehnologiei, am aflat că aceste entități sunt compuse din elemente identice care alcătuiesc propria noastră compoziție. Și toate elementele, din nou, își au originea în ele. Cu ajutorul telescopului nostru puternic, putem percepe entități îndepărtate din cosmos. Ei bine, pe măsură ce privim mai adânc în imensitatea spațiului, ne întoarcem la istoria îndepărtată a universului nostru. În conformitate cu cadrul nostru cosmologic, aceasta a fost epoca în care universul nostru era plin de stele și galaxii în devenire. Modelul nostru convențional cuprinde o cronologie a universului timpuriu, ilustrând modul în care galaxiile și stelele se metamorfozează de-a lungul timpului. Acest model cosmologic este construit prin luarea în considerare a observațiilor făcute de telescopul puternic și prin utilizarea fizicii noastre actuale. Cu toate acestea, ceea ce a descoperit telescopul Webb cu ajutorul viziunii sale puternice în infraroșu este discutabil în cadrul acestui model. În ultima vreme, telescopul Webb a descoperit o galaxie imensă, aparent incompatibilă cu modelul nostru standard. Această galaxie s-a format la doar 500 de milioane de ani după Big Bang și depășește de zeci de ori Calea Lactee ca masă, deși galaxia noastră a avut nevoie de miliarde de ani pentru a se forma și evolua. Într-o publicație apărută în revista Nature Astronomy, Mike Boylan, profesor asociat de astronomie la Universitatea din Texas din Austin, afirmă că această galaxie masivă timpurie observată de telescopul Webb contestă substanțial gândirea cosmologică actuală. El a menționat în plus că presupunând că masele sunt exacte, atunci ne aflăm pe un teren necunoscut. Vom avea nevoie de ceva profund inovator în ceea ce privește formarea galaxiilor sau de o ajustare cosmologică. Una dintre cele mai radicale posibilități este că universul a suferit o expansiune mai rapidă la scurt timp după Big Bang decât previziunile noastre, ceea ce necesită potențiale forțe și particule noi. Pentru ca galaxiile să se materializeze atât de rapid, la o asemenea scară, ar trebui de asemenea să transforme aproape 100% din gazul disponibil în stele. Cu toate acestea, nu am observat niciodată acest fenomen în univers. De obicei, cel mult 10% din gaz se transformă în stele. Transformarea a 100% din gaz este plauzibilă doar în teorie. Așadar, evenimentele reale care au avut loc după Big Bang și care au dus la apariția unor galaxii atât de colosare reprezintă o enigmă semnificativă pentru astronomi. În schimb, astronomii au detectat recent o galaxie care a început să formeze stele într-un ritm rapid, la doar 500 din 550 de milioane de ani după Big Bang. Raza acestei galaxii este de numai 16 parsecs, ceea ce introduce o adevărată enigmă. Această galaxie este atât de pitică, încât nu am mai văzut niciodată o galaxie atât de mică și generează stele într-un ritm atât de rapid, încât pare complet neverosimil. Așadar, ce este aceasta?
Este o galaxie sau este ceva complet necunoscut pentru noi? Anumiți oameni de știință susțin că ar putea fi un roid stelar, dar totuși este mult prea mare pentru a fi considerat un roid stelar. Ei bine, ce se desfășoară cu adevărat? De ce modelul nostru standard, care elucidează cu pricepere universul nostru actual, s-a dovedit brusc inadecvat pentru înțelegerea universului timpuriu? Funcționează universul timpuriu după legile fizice de instincte? Sau este insuficientă înțelegerea noastră științifică pentru a înțelege enigmele ascunse ale universului timpuriu? Unii oameni de știință sugerează că un mecanism neidentificat ar fi putut accelera în mod dramatic procesul de formare al stelelor în universul timpuriu. Acest lucru ar putea elucida motivul pentru care aceste galaxii timpurii par atât de imense și radiante. Ei bine, unii astronomi propun de asemenea că am putea rezolva acest mister completând faptul că găurile negre din universul timpuriu au fost capabile de o creștere masivă rapidă. Această conjunctură poate oferi o explicație pentru motivul pentru care numeroasele galaxii masive sunt evenimente în imagine de telescop. Cu toate acestea, această clasificare a ridicat o întrebare suplimentară semnificativă. Cum de-au acumulat atât de multe găuri negre o asemenea imensitate atât de rapid în universul inițial? În mod remarcabil, Roger Penrose, laureat al premiului Nobel, crede că găurile negre rămase dintr-un univers anterior care ar avea deja dimensiuni considerabile ar fi putut grăbi expansiunea universului nostru. Într-adevăr, Penrose a detectat deja anumite puncte luminoase în CMB, care ar putea fi emanații ale unor găuri negre vechi anterioare acestui univers. Iar dezvăluirile telescopului Webb vin să întărească noțiunea acestui univers ciclic propus de Dr. Penrose. Așadar, găurile negre din universul anterior au accelerat cu adevărat expansiunea după Big Bang sau există mecanisme alternative care depășesc capacitatea noastră de înțelegere? Ceea ce s-a întâmplat după Big Bang este atât de complicat încât nicio teorie existentă nu a reușit să explice comportamentul imprevizibil al galaxiilor timpurii. Așadar, este timpul să introducem alte teorii conceptibile ale creației pentru a elucida universul timpuriu, pentru că în această fază a universului, modelul standard pare complet dezorientat. Dacă teoria cosmologiei ciclice conforme este corectă, iar găurile negre din universul anterior au accelerat într-adevăr expansiunea universului nostru timpuriu, atunci vom fi în permanență în imposibilitatea de a urmări originea universului, pentru că un univers ciclic implică o succesiune nesfârșită de universuri care se interconectează. Mai mult, numeroase teorii alternative ale creației, cum ar fi universul găurilor negre, multiversul și universul static, pot susține teoria Big Bang-ului. În istorie, au fost lansate numeroase telescoape spațiale impresionante, dar niciunul nu se ridică la nivelul lui James Webb. Acesta este cel mai recent telescop spațial construit și lansat în spațiu de către NASA, reprezentând vârful tehnologiei telescoapelor. Cu James Webb, explorăm distanțe mai mari decât oricând înainte. Practic, acest telescop poate observa chiar și primele stele formate după Big Bang, evenimentul care a pus bazele Universului așa cum îl cunoaștem. În mai puțin de un an de la punerea în funcțiune, James Webb a capturat deja imagini impresionante. Așa că astăzi am să vă prezint doar câteva dintre ele. Quintetul lui Stefan. Quintetul lui Stefan reprezintă o grupare vizuală impresionantă formată din 5 galaxii localizate în constelația Pegasus. Descoperit pentru prima dată de Edward Stefan în 1877 la observatorul din Marsilia, acest grup de galaxii a devenit un subiect bine studiat. Dar James Webb a adus o perspectivă proaspătă asupra acestei grupări. Ultimul telescop spațial a capturat un mozaic imens, una dintre cele mai mari imagini realizate de până acum, acoperind aproximativ o cincime din diametrul Lunii. Cu peste 150 de milioane de pixeli și compusă din aproape 1000 de imagini separate, această imagine oferă informații noi cu privire la influența interacțiunilor galactice asupra evoluției galaxiilor din universul timpuriu. Cele 5 galaxii din quintetul lui Stefan sunt denumite și grupul compact Higson 92, HCG 92. Deși recunoscute sub numele de quintet, doar 4 dintre ele sunt cu adevărat apropiate și se angajează într-un dans cosmic. De fapt, a cincea galaxie, numită NGC 7320, aflată în partea stângă, se găsește la doar 40 de milioane de ani lumină distanță de Pământ, în timp ce celelalte 4 galaxii se află la aproximativ 290 de milioane de ani lumină distanță. Această distanță, deși considerabilă în termeni cosmici, rămâne relativ apropiată în comparație cu galaxiile mai îndepărtate, situate adesea la miliarde de ani lumină distanță. Studiul galaxiilor relativ apropiate precum cele din quintetul lui Stefan contribuie la înțelegerea mai profundă a structurilor observate într-un univers mult mai îndepărtat. Aceasta permite astronomilor să studieze fuziunile și interacțiunile dintre galaxii, evenimentele esențiale pentru procesul de evoluție al galaxiilor.
nebuloasa Inelului Sudic. Imaginea următoare surprinde nebuloasa planetară NGC 3132, situată la o distanță de 2500 de ani lumină față de noi, cunoscută în mod informal sub denumirea de nebuloasa Inelului Sudic. O nebuloasă planetară se formează din nori de gaz și praf expulzați de stelele aflate în stadiul final al vieții lor. Capacitățile telescopului James Webb permite astronomilor să obțină detalii mai fine despre astfel de nebuloase planetare, facilitând înțelegerea tipurilor de molecule prezente în aceste zone și localizarea învelușurilor de gaz și praf, oferind oamenilor de știință o perspectivă mai clară asupra acestor obiecte cosmice. În interiorul nebuloasei putem observa două stele care orbitează strâns una în jurul celeilalte. Imaginile captate de NIRCam evidențiază stelele și straturile lor de lumină, în timp ce imaginea realizată de MIRI dezvăluie pentru prima dată că a doua stea, mai puțin strălucitoare, este înconjurată doar de praf. Steaua mai strălucitoare se află într-o etapă timpurie a evoluției sale, iar prognozele sugerează că pe măsură ce îmbătrânește, va ejecta propria nebuloasă planetară. În paralel, steaua mai strălucitoare influențează aspectul nebuloasei. Pe măsură ce cele două stele continuă să se orbiteze una pe cealaltă, ele perturbă praful și gazul, generând modele asimetrice uimitoare. Zona mai extinsă, denumită Carapacea, constituie de fapt materia pierdută a stelei, aruncată în trecut, în timp ce Carapacea mai apropiată de stea reprezintă materia recent ejectată. Analizând urmele de gaz, astronomii pot reconstrui istoria complexă a acestui sistem stelar. Observațiile NIRCam dezvăluie de asemenea raze subțiri de lumină în jurul nebuloasei planetare, indicând că lumina emisă de stelele centrale străbate spațiul prin găurile existente în gaz și praf, asemenea luminii soarelui care străbate norii. Nebuloasa Carina. Pe 12 iulie 2023 au fost dezvăluite publicului primele 5 imagini științifice realizate de telescopul James Webb. Detalii surprinse în aceste imagini au depășit așteptările, oferind o perspectivă amplă asupra universului timpuriu, inclusiv a evenimentelor cosmice remarcabile, precum nașterea și moartea stelelor. Una dintre aceste imagini reprezintă marginea unei regiuni tinere din nebuloasa Carina, responsabilă pentru formarea stelelor noi. Situată la aproximativ 7600 de ani lumină distanță, NGC 3324 a fost capturată în lumina infraroșie de către instrumentele științifice Near Infrared Camera, NIRCam, și Mid Infrared Instrument, MIRI. Imaginile au dezvăluit pentru prima dată zone de naștere a stelelor anterior invizibile pentru astronomi. Această imagine, denumită stâncile cosmice, prezintă gazul cosmic sub forma unei formațiuni stâncoase într-o seară luminoasă. Cu toate acestea, cele mai înalte vârfuri din imagine au o înălțime de aproximativ 7 ani lumină. Peisajul a fost modelat de radiația ultravioletă intensă și vânturile stelare provenite de la stelele masive, fierbinți și tinere, aflate în centrul bulei. Radiația ultravioletă sculptează peretele nebuloasei, erodându-l lent. Stâlpii care se înalță deasupra zidului strălucitor de gaz rezistă acestei radiații, iar aparentul abur care se ridică din ei este de fapt gaz fierbinte ionizat și praf fierbinte smuls din nebuloasa de radiațiile cosmice. Cu sensibilitatea sa la lumina infraroșie, telescopul Webb poate privi praful cosmic, dezvăluind obiecte invizibile ochiului liber, cum ar fi stelele individuale. Zjeturile protostelare sunt evidențiate și ele în imagine, scăpând din unele stele. Sursele cele mai tinere se manifestă sub forma unor puncte roșii în regiunea întunecată și prăfuită a norului. Obiectele născute în primele stadii ale formării stelelor, de obicei dificil de observat, devin accesibile datorită sensibilității înalte, rezoluției spațiale și capacității de imaginistică a lui Webb. În afară de impresionanta imagine pe care ne-a oferit-o, observațiile recente realizate de către telescopul James Webb vor aduce mai multă claritate asupra procesului de formare a stelelor. SMAX 0723. Telescopul spațial James Webb a oferit cea mai profundă și clară imagine în infraroșu a Universului îndepărtat până în prezent. Primul câmp profund imaginat de James Webb este clusterul SMAX 0723, în care se găsesc mii de galaxii, inclusiv cele mai slabe obiecte observate vreodată în infraroșu. Imaginile au fost capturate folosind un fenomen numit lentilă gravitațională, unde masa combinată a grupului masiv de galaxii acționează ca o lupă, mărind galaxiile îndepărtate, inclusiv câteva care au apărut cu sute de milioane de ani după Big Bang. Câmpul profund realizat cu ajutorul instrumentului NIRCam este un compozit format din imagini la diferite lungimi de undă, totalizând 12,5 ore de observații. Comparativ, cele mai profunde câmpuri observate de telescopul spațial Hubble au durat săptămâni pentru a fi realizate. Imaginea reprezintă clusterul de galaxii SMAX 0723, așa cum arăta acum 4,6 miliarde de ani în urmă.
Pe măsură ce oamenii de știință vor analiza mai profund datele furnizate de Webb, se vor dezvălui mai multe detalii despre acest cluster. Lumina emisă de aceste galaxii a călătorit în timp, timp de miliarde de ani pentru a ajunge la noi, astfel că atunci când observăm cele mai tinere galaxii din cluster, le vedem așa cum erau după Big Bang. Practic, James Webb ne permite să privim literalmente înapoi în timp, iar acesta nu este decât începutul. Oamenii de știință vor continua să utilizeze James Webb pentru a obține expuneri și mai detaliate ale cosmosului, dezvăluind încă mai mult din vastul nostru univers. Deja astronomii au confirmat că 4 galaxii antice detectate de James Webb în primele luni ale operațiunilor sunt cele mai vechi observate vreodată, aproape la fel de vechi ca Universul însuși. Confirmarea vechimii a acestora a fost posibilă după analizarea detaliată a galaxiilor cu un spectrograf infraroșu apropiat, care a relevat compoziția lor chimică și a determinat viteza cu care acestea se îndepărtează de James Webb. S-a descoperit că lumina celor 4 galaxii a călătorit timp de peste 13,4 miliarde de ani pentru a ajunge la telescop, indicând că acestea au apărut cu doar 350 de milioane de ani după Big Bang. Observarea unor galaxii atât de tinere este exact pentru ceea ce a fost conceput telescopul să realizeze, iar oamenii de știință sunt extrem de entuziasmați de rezultatele extraordinare obținute în stadiul incipient al operațiunilor sale. Mai mult, există posibilitatea ca formarea galaxiilor să fie început chiar și mai devreme, lăsând deschise perspective ample de descoperire pentru telescopul James Webb în viitor. Până în prezent, am identificat peste 4800 de exoplanete în vastul nostru univers. O exoplanetă este pur și simplu o planetă care gravitează în jurul unei stele diferite cea de a noastră, iar rata de descoperire a crescut exponențial în ultimii ani. Numărul de exoplanete cunoscute s-a dublat la fiecare 2 ani. Nu va trece mult timp până când vom atinge pragul de 10.000 de planete descoperite. Cu toate acestea, acesta este doar vârful icebergului. Se estimează că în galaxia Calea Lactee există până la 300 de milioane de planete locuibile. Telescoapele avansate și astrofizica au contribuit la identificarea acestor noi lumi, o realizare remarcabilă, având în vedere distanțele imense. Prin urmare, căutarea planetei nouă este deosebit de specială. Planeta nouă a fost teoretizată pe baza efectelor gravitaționale observate asupra obiectelor din centura Kuiper, situată dincolo de orbita lui Neptun. Mărimea acestor efecte sugerează că planeta ar putea avea o masă de 10 ori mai mare decât cea a Pământului. Și iată ceea ce este intrigant. Cu toate că am identificat aproape 5.000 de exoplanete în Calea Lactee, găsirea unei planete masive în propriul nostru sistem solar s-a dovedit a fi evazivă, cel puțin până acum. Cu apariția telescopului James Webb, există speranțe că planeta nouă ar putea fi în sfârșit descoperită. Așa că haideți să explorăm în detaliu perspectivele acestei posibile descoperiri a planetei nouă de către telescopul James Webb. De ce oamenii de știință suspectează că există o planetă nouă? Oamenii de știință au început să suspecteze existența planetei nouă în urma descoperirii unui obiect ciudat numit Sedna în 2003, care prezintă o orbită extrem de îndepărtată și neobișnuită în sistemul nostru solar. Cu o rază de 500 de kilometri, Sedna este considerată o planetă pitică și efectuează o călătorie în jurul Soarelui în 11.400 de ani. Orbita sa la punctul cel mai îndepărtat este de 937 de ori mai mare decât distanța dintre Soare și Pământ, fiind una dintre cele mai extreme orbite cunoscute. Ulterior, în 2012, astronomii au descoperit un alt obiect similar numit 2012 VP113, alături de alte obiecte cu orbite asemănătoare situate în aceeași regiune din apropierea Soarelui. În 2015, unii cercetători au sugerat că aceste obiecte neobișnuite ar putea fi asociate cu o planetă mare încă neidentificată. Mike Brown și Constantin Batygin de la Institutul de Tehnologie din California au emis teoria în 2016 că există un obiect cu masă mare undeva între Neptun și Pământ, numindu-l Planeta Nouă și propunând chiar o orbită provizorie. Cu toate acestea, Planeta Nouă nu a fost încă identificată, iar unii astronomi sunt încă sceptici cu privire la existența acestei planete, sugerând că gruparea de obiecte îndepărtate ar putea să nu existe deloc. Dar cei care investighează existența planetei nouă nu renunță ușor. Constantin Batygin declarând: am fost foarte atenți să înțelegem cu adevărat predicțiile modelului planetei nouă și să le urmărim pe măsură ce setul de date a crescut. În prezent, echipa lui Batygin a identificat între 24 și 25 de obiecte potențial controlate de planeta nouă, în creștere semnificativă față de cele 6 inițiale. Mike Brown și Constantin Batygin
au analizat diverse locații posibile pentru planeta nouă, luând în considerare posibilitatea ca aceasta să fie opusă față de Sedna și celelalte obiecte pe care le-a influențat în orbită. Cu toate acestea, aceste investigații au fost limitate de telescoapele cu câmp vizual restrâns. Aici intervine telescopul special de la NASA, telescopul James Webb. Telescopul spațial James Webb al NASA a fost lansat cu succes la data de 25 decembrie 2021 de la Centrul Spațial al Agenției Spațiale Europene din Kourou, Guyana franceză. Acesta reprezintă cel mai mare și mai puternic telescop spațial realizat până în prezent. Primele imagini științifice captate de James Webb au fost publicate de NASA în cadrul unui eveniment live desfășurat la data de 12 iulie 2022. Cu o valoare de 10 miliarde de dolari, telescopul spațial James Webb are misiunea de a explora cosmosul în vederea dezvăluirii istoriei Universului de la Big Bang la formarea exoplanetelor și dincolo de acestea. Aparțin categoriei marilor observatoare ale NASA, alături de instrumente spațiale remarcabile precum telescopul spațial Hubble, acest telescop investigează adâncimea spațiului cosmic. Pentru a-și atinge poziția permanentă, telescopul spațial James Webb a parcurs aproximativ 1,5 miliarde de kilometri în doar 30 de zile, ajungând la punctul Lagrange 2, o locație stabilă din punct de vedere gravitațional în spațiu, la data de 24 ianuarie 2022. Punctul Lagrange 2 se situează în apropierea Pământului, în fața Soarelui, oferind telescopului posibilitatea de a rămâne aliniat cu Pământul în timp ce efectuează orbita sa în jurul Soarelui. Această locație a fost aleasă anterior și de alte telescoape spațiale notabile, printre care se numără telescopul spațial Herschel și observatorul spațial Planck. Conform informațiilor furnizate de NASA, telescopul spațial James Webb își va concentra atenția asupra patru domenii principale: momentul primei lumini în univers, procesul de asamblare al galaxiilor în universul timpuriu, etapele nașterii stelelor și sistemele protoplanetare precum și studiul planetelor, inclusiv originea vieții. La data de 11 iulie 2022, NASA a anunțat că toate cele 17 moduri ale instrumentelor științifice ale observatorului au fost complet verificate, confirmând că telescopul spațial James Webb era pregătit să înceapă misiunea sa științifică remarcabilă. Acest telescop spațial puternic a capturat imagini spectaculoase ale obiectelor cerești, în mod similar cu predecesorul său, telescopul spațial Hubble. Într-o veste bună pentru astronom, telescopul spațial Hubble rămâne funcțional, existând posibilitatea colaborării acestuia cu James Webb în primii ani acestuia. James Webb va explora de asemenea exoplanetele identificate de telescopul spațial Kepler și va monitoriza informațiile în timp real ale telescopelor spațiale de pe Pământ. Telescopul spațial James Webb reprezintă rezultatul unei impresionante colaborări internaționale între NASA, Agenția Spațială Europeană și Agenția Spațială Canadiană. Conform datelor NASA, în realizarea acestui telescop au fost implicate peste 300 de universități, organizații și companii din 29 de state americane și 14 țări. Durata nominală a misiunii telescopului spațial James Webb este de 5 ani, dar obiectivul este de a-l menține funcțional timp de 10 ani conform planului NASA. James Webb și planeta nouă. Telescopul James Webb ar putea foarte curând să aducă noi descoperiri uimitoare, continuând astfel succesiunea de realizări ale telescopului spațial Hubble. Mai mult decât atât, acesta ar putea aduce lumină într-una dintre enigmele actuale a astronomiei, misterioasa planetă nouă. Într-un interviu acordat revistei Forbes, Stefania Millen, cercetător adjunct al NASA, a dezvăluit unul dintre posibilele obiective ale instrumentului științific, prin care citez: dacă va fi descoperit o nouă planetă, telescopul va fi capabil să o caracterizeze în întregime. Se presupune că planeta nouă va fi destul de mare, dar amplasată la distanță, astfel încât majoritatea observatoarelor terestre abia ar putea să o detecteze, a afirmat Millen. În plus, telescopul ar putea identifica chiar și compuși posibili, cum ar fi dioxidul de carbon în atmosfera subțire și înghețată a presupusei planete. Alte lumi de găsit. Cat Volk, cercetător planetar de la Universitatea din Arizona, se numără printre oamenii de știință care au manifestat întotdeauna rezerve față de ipoteza existenței planetei nouă. Volk susține că observațiile pot fi subiective, deoarece oamenii de știință nu pot detecta toate obiectele din sistemul solar exterior care nu se aliniază perfect, existând numeroase entități care nu se încadrează cu adevărat în modelul presupusei planetei nouă. Dovezile pentru existența planetei nouă sunt extrem de slabe. În 2017, Cat Volk și un coleg au avansat o altă ipoteză legată de posibilitatea planetei nouă, un obiect de dimensiunile lui Marte, care ar putea explica alte neregularități orbitale din sistemul nostru solar exterior. Totuși, Volk menționează că datele ulterioare au slăbit argumentele în favoarea acestei teorii. Telescopul James Webb
ar putea completa multe dintre lacunele existente în cunoștințele noastre despre sistemul solar îndepărtat. Acesta ar putea dezvălui unde anumite dovezi privind existența unei alte planete sunt fragile și unde astfel de scenarii au o bază mai solidă. Unul dintre aspectele remarcabile ale studiului realizat de telescopul spațial James Webb și de alte telescoape constă în furnizarea unui set extins și coerent de date privind corpurile mici detectate din sistemul solar. Până în prezent, oamenii de știință nu au avut o imagine clară asupra obiectelor de dincolo de Pluto, iar informațiile noastre au fost colectate din diverse studii, fiecare cu limitele sale. În concluzie, conform lui Volk, posibilitatea existenței unei a noua planetă rămâne deschisă. Deși consideră că argumentele pentru planeta nouă sau chiar pentru propria noastră planetă ipotetică sunt slabe. Teoriile privind formarea sistemului solar sugerează că o populație de planete mici ar putea încă să existe la periferia acestuia. Bazându-se pe modelele formării planetelor din sistemul nostru solar timpuriu, Volk consideră probabil că unele planete de dimensiuni semnificative să fi fost împrăștiate în timpul agitației dinamice, conducând la configurarea actuală a planetelor noastre. Concluzie. Descoperirea planetei nouă de către telescopul James Webb ar constitui fără îndoială un eveniment fără precedent, schimbând fundamental percepția și înțelegerea noastră asupra sistemului nostru solar. Până în prezent, lipsesc dovezi concrete privind existența acestei planete, dar la fel de important este să recunoaștem că nu putem emite afirmații definitive cu privire la inexistența sa. Erandel, cea mai veche stea vreodată observată, este ascunsă undeva în această imagine realizată de James Webb. Și pariez că nu ești în stare să o identifici, dar nu-ți face griji, vom ajunge curând și la acest punct. Cu toate acestea, înainte să o facem să explorăm funcționarea lentilelor. Aceste dispozitive remarcabile pot manipula lumina și pot îndoi razele sale în moduri care ar putea părea magice, dar care sunt pur și simplu bazate pe fizica elementară. Poate te întreb care este legătura între o lentilă și cea mai veche stea a Universului. Legătura este mai semnificativă decât îți poți imagina. Permite-mi să te ghidez prin acest videoclip în care toate întrebările tale vor primi un răspuns. În plus, voi dezvălui cum descoperirea lui Erandel are potențialul de a dezvălui secretele enigmatice ale Big Bang-ului. Urmăriți Ai Vrea Să Știi. Dacă vă place conținutul meu, atunci nu uita să vă abonați pentru mai multe videoclipuri. Și vă rog să apăsați și butonul de like. Mă ajută enorm și pe voi nu vă costă nimic. O enigmă captivantă. Deci, unde este Randall în această imagine? Va fi una dintre acele lumini mari din centru? Nu. Acelea sunt niște galaxii eliptice. Spre deosebire de spirale cu brațe sau cele neregulate cu forme haotice, galaxiile eliptice par simetrice și lipsite de trăsături distinctive. Ele sunt compuse în principal din stele mai vechi și conțin puțin gaz și praf interstelar. Ele vin în diferite dimensiuni, de la mici supergigantice și sunt adesea găsite în regiunile centrale ale grupurilor de galaxii. Formarea lor este legată de procese precum fuziunile de galaxii, în care galaxiile mai mici se combină pentru a crea o galaxie mai mare, în formă eliptică. Crezi că va fi steaua proeminentă cu 6 vârfuri din centrul imaginii? Nu. Aceasta este o stea care aparține galaxiei noastre. Aceste vârfuri sunt un artefact optic cunoscut sub numele de vârfuri de difracție, care sunt cauzate de designul telescopului. Dacă astronomii observă o stea cu 6 vârfuri în imaginile lui Webb, aceasta servește ca un indiciu vizual că steaua face parte din galaxia noastră Calea Lactee. Acest fenomen este un proces al opticii telescopului și nu este prezent în stele din alte galaxii, capturate în imaginile telescopului. Este o caracteristică interesantă care ajută astronomii să facă diferența între stelele din propria noastră galaxie și cele din galaxiile mai îndepărtate atunci când analizează observațiile telescopului spațial James Webb. Găsirea lui Erandel. Deci, unde este? Ei bine, iată-o. Aceasta, doamnelor și domnilor, este cea mai veche stea cunoscută din univers. Simțiți senzația de entuziasm? Dacă nu, luați-vă un mic moment și contemplați această minunăție. După cum am arătat mai devreme, fiecare obiect din această imagine, cu excepția stelelor cu 6 vârfuri hexagonale, reprezintă o galaxie individuală. Numeroase galaxii împodobesc această imagine, iar Erandel nu face excepție. Ca orice altă stea, aceasta locuiește într-o galaxie cunoscută sub numele de Galaxia Arcului Răsălitului. După cum puteți observa, această galaxie iese în evidență prin perechile sale, sugerând unele fenomene intrigante. Voi intra în detalii în curând, dar mai întâi am o întrebare pentru voi. V-ați gândit vreodată la dificultatea de a observa o singură stea într-o galaxie plină de milioane? Nu. Hai să zicem de miliarde de stele? Doar pentru a oferi o perspectivă, luați în considerare Andromeda, unul dintre cei mai apropiați vecini ai Căii Lactee. Studiind în detaliu, este destinat să se ciunească cu galaxia noastră, deși nu trebuie să faceți griji. Un astfel de eveniment este mult dincolo de durata noastră de viață.
Întorcându-ne la discuția noastră, atunci când privim galaxiile precum Andromeda prin instrumente precum telescopul spațial Hubble, vedem în principal stelele mai strălucitoare. Cu toate acestea, acestea sunt doar o fracțiune a stelelor infinite ale galaxiei. Sunteți sceptici? Lăsați-mă să ilustrez. Voi face un zoom la cea mai clară vedere a galaxiei Andromeda vreodată surprinsă de Hubble, prezentându-i expansiunea impresionantă. Cu cât faceți mai mult zoom, cu atât mai multe stele vin în vizor. Un ocean nesfârșit de lumină și stele. Distingerea unei stele de alta devine o sarcină formidabilă. Totuși, când ne îndreptăm privirea către galaxii mult mai îndepărtate, rezoluția telescoapelor noastre împiedică o astfel de apreciere detaliată. Percepem doar forma galaxiei și poate unele caracteristici generale. Acest lucru este valabil pentru majoritatea galaxiilor din imaginea James Webb. Prin urmare, să observăm o singură stea într-o galaxie, în mod specific, identificarea lui Randel în cadrul galaxiei Arcului Răsăritului nu este o sarcină ușoară. De fapt, ar fi imposibilă dacă nu ar exista o curentă naturală remarcabilă, lentila gravitațională. Înainte de a merge mai departe, asigurați-vă că vă place sau nu videoclipul, astfel încât să-l putem îmbunătăți pentru voi. În plus, nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Asigurați-vă că apăsați clopoțelul de notificare, astfel încât să nu ratați niciunul din videoclipurile noastre. Așa să continuăm. Lentilele gravitaționale. Imaginați-vă universul ca un peisaj vast, iar galaxiile ca munți masivi în interiorul său. Lumina este un călător care călătorește prin cosmos. Pe măsură ce lumina călătorește, urmează o cale dreaptă prin spațiu, asemenea unui drumeț care urcă un deal. Cu toate acestea, atunci când călătorul nostru de lumină se apropie de o galaxie masivă, câmpul gravitațional al galaxiei îndoaie spațiul din jurul său, creând un puț gravitațional, o vale adâncă în analogia noastră de peisaj. Ca rezultat, calea dreaptă a luminii este curbată de acest puț gravitațional, asemenea căii unui drumeț care se îndoaie pe măsură ce coboară în vale. Acum, luați în considerare un obiect îndepărtat, precum o galaxie de fundal sau o stea situată în spatele galaxiei noastre masive. Lumina provenită de la acest obiect de fundal trebuie să treacă prin puțul gravitațional creat de galaxia de prim plan în drumul său către observatorul nostru. Câmpul gravitațional îndoaie lumina, determinând-o să urmeze o cale curbată. Din perspectiva observatorului, această îndoire a luminii creează o imagine distorsionată și mărită a obiectului din fundal. Este ca și cum galaxia din prim plan acționează ca o lentilă uriașă, concentrând și mărind lumina provenită de la obiectul îndepărtat. Acest fenomen permite astronomilor să studieze obiecte care altfel ar fi prea slabe sau prea îndepărtate pentru a fi observate direct. Acționează ca un telescop natural, oferind o fereastră unică în colțurile mai îndepărtate și mai ascunse ale Universului. Prin urmare, lentilele gravitaționale sunt cele care dau forma peliculară galaxiei Arcului Răsăritului, unde se află Erandel. Și este de asemenea motivul pentru care suntem capabili să vedem însăși această stea. Această stea este situată la 12,9 miliarde de ani lumină distanță de noi și deține recordul ca fiind cea mai îndepărtată stea observată vreodată. În ciuda distanței imerse parcursă, lumina provenită de la Erandel a ajuns în cele din urmă la telescopul spațial James Webb datorită lentilei gravitaționale care mărește luminozitatea sa de peste 40.000 de ori. Această amplificare este posibilă datorită prezenței clusterului galactic de galaxii VHL013708, între galaxia Arcului Răsăritului și noi. Lumina lui Erandel a avut originea în primele miliarde de ani ale Universului, făcându-l o descoperire remarcabilă dintr-o perioadă când Universul era mult diferit față de astăzi. Este posibil ca Erandel să aparțină primei generații de stele create vreodată, nașterea sa având loc cu mai puțin de o lună după Big Bang, dacă ne imaginăm timpul de la Big Bang până în prezent ca un an întreg. Termenul Erandel provine din limba engleză antică și înseamnă steaua de dimineață sau lumina răsăritului. Descoperirea lui James Webb. Deși Hubble a descoperit pentru prima dată pe Erandel, este telescopul spațial James Webb care ne-a furnizat detalii fără precedent. Iată exact cum s-a întâmplat. În martie 2022, Hubble a dezvăluit existența lui Erandel. Doar câteva luni mai târziu, în iulie, Webb a eliberat imaginile sale inițiale și a anunțat pregătirea sa pentru a începe operațiunile științifice. Printre primele sale observații a fost Erandel, iar acum concluziile din această observație au fost făcute publice. Investigarea lui Webb asupra lui Erandel a mers dincolo de simpla capturare a imaginilor cu o cameră. A folosit și un spectrometru. Acest instrument separă lumina stelei în diferite componente, permițându-ne să obținem o înțelegere mai profundă a caracteristicilor sale. Prin spectroscopie, stelele sunt clasificate pe baza aspectului său spectral, desenate cu litere de la O la M, în ordinea secvențială. Deși poate părea arbitrar, acest sistem de clasificare are un bogat context istoric în care aș putea intra în detalii, dar într-un alt episod.
Datele colectate de Webb indică faptul că Erandel aparține secvenței principale și este clasificată ca o stea de tip B. Secvența principală se referă la stele în plină maturitate, nici prea tinere, nici aproape de sfârșitul lor. Stele de tip B sunt mari și fierbinți, unele depășind de două ori dimensiunea Soarelui nostru și radiază la temperaturi de mii de grade Celsius. Pentru ochiul uman, ele apar în mod tipic albastre. Un exemplu de stele de tip B în constelația Orion este Bellatrix, situată pe umărul lui Orion, și Rigel, aflat la genunchiul său în timpul iernii. Stelele precum Erandel fac adesea parte din sisteme binare, însoțite de un companion mai mic și mai slab. Detectarea unui astfel de companion la distanța lui Erandel prezintă provocări semnificative. Chiar și în propria noastră cale lactee, localizarea stelelor însoțite poate fi dificilă. Cu toate acestea, absența vizibilității nu exclude existența unui companion. Analiza spectroscopică a luminii lui Erandel efectuată de Webb revelă indicii subtile nu numai despre strălucirea lui Erandel, ci și despre un companion mai rece, mai slab și mai roșu. Ceea ce face această descoperire în mod particular fascinantă este că lungimile de undă ale luminii acestui companion se află dincolo de gama de observație a lui Hubble. Hubble, prin design, a fost incapabil să detecteze companionul. Webb, pe de altă parte, deține capacitățile necesare, permițând revelarea unor fenomene ascunse atunci când aceste două telescoape colaborează. Acest aspect al partenerului lor este cu adevărat captivant. Importanța lui Erandel. Observația lui Erandel oferă astronomilor o oportunitate nouă de a explora caracteristicile universului timpuriu. Înțelegerea noastră a fizicii stelare se bazează pe presupunerea că toate stelele din univers împărtășesc proprietăți asemănătoare cu cele observate în vecinătatea Căii Lactee. În mod specific, se crede că primele stele care au apărut în univers sunt compuse exclusiv din hidrogen și heliu, cunoscute sub numele de stele de populație 3, deși nu au fost observate direct niciodată. Capacitatea de a observa o stea de la o distanță atât de mare ne permite să analizăm valabilitatea acestei ipoteze. Această analiză este crucială deoarece are potențialul de a contesta cunoștințele noastre despre univers. Va confirma oare James Webb că aceasta este într-adevăr o stea din populația de tip 3? Vă vom ține cu siguranță la curent. Așa că acest videoclip se încheie aici. Care sunt gândurile voastre despre Erandel? Lăsați-ne un comentariu mai jos. Ne vedem curând pe canal. Salut!